atunci să fie poveste. A fost odată, ca niciodată, că n-ar fi în veci, nu s-ar povesti, adaug eu, o zi obișnuită din anul 2012, așa că e din apropierea noastră, obișnuită până în anume punct, doar până în momentul în care am primit un mesaj urmat de o scrisoare care întărea cele spuse în mesaj. Mesajul și scrisoarea provenea de la organizatorii primei ediții a Târgului Internațional de Carte de la Milano și ea se preciza că în urma unei monitorizări făcute de juriul stabilit pentru această primă manifestare a lor, scriitorul Adrian Munteanu este nominalizat pentru premiul Lux, premiul pe care ei deciseseră să-l ofere unui scriitor european. Eram nominalizat alături de un scriitor nord-irlandez, Desmond O'Grady, ceva mai în vârstă, și un scriitor francez de culoare, de origine guatemaleză, Daniel Maximin. Mi s-a precizat că noi trei vom fi invitați la Târgul de Carte, vom fi invitații speciale aceste manifestări, care se va desfășura la sfârșitul lunii octombrie 2012.